Potrivit autorităților din Spania, problemele legate de transportul dozelor de vaccin sunt din cauza temperaturii la care trebuie menținut vaccinul, adică de minus 80 de grade. Un oficial al Ministerului Sănătății de la Madrid a spus că a primit un mesaj de la fabrica din Belgia, de unde sunt trimise vaccinurile, potrivit căruia transportul ar urma să ajungă marți în loc de luni. Cu toate acestea, campania de vaccinare continuă, iar unii pacienți din categoria de risc au avut chiar puterea să glumească. Este cazul unui danez în vârstă de 79 de ani. Tu, clar, tu var blevet informeret om, at der kunne være bivirkninger. Det var godt. Og så kommer stikket. Det var det. Og du fik det hele med i trøjen. Det hele kom med. Ja, det var godt. Det var godt. Så har vi vaccineret den første. Jamen, så håber vi, det virker, så vi kan... Jamen ved du hvad, så kommer jeg til øje hos dig, hvis det er Nu foarte departe de Danemarca, în Polonia, oamenii de vârsta a doua sunt ceva mai sceptici cu privire la vaccin. Poczekam to. Dopiero zobaczymy, jak będą faktycznie wyjdą wszystkie uboczne efekty i tak dalej. Nie mówię, że nie trzeba się szczepić, ale na pewno nie tak, że nie sprawdzono szczepionkę metotestową na dzieciaki na sobie. Duminică, în prima zi de vaccinare, doar jumătate dintre cadrele medicale de la un spital COVID din Varșovia s-au înscris pentru vaccinare. Premierul Poloniei a făcut apel la medici și asistente să se vaccineze, pentru că de ei depinde imunizarea colectivă. În acest timp, în Israel este instituită pentru a treia oară carantina națională. În paralel, este intensificată campania de vaccinare, iar autoritățile speră ca în luna martie țara să iasă din starea de urgență. Actuala carantină va dura 3 săptămâni și se speră la o reducere a ratei infectării. La o populație de 9 milioane, Israelul are aproape 400.000 de cazuri de COVID și 3.210 decese. O blogăriță din Wuhan, care în urmă cu un an a relatat despre izbucnirea pandemiei de coronavirus din acest oraș chinez, a fost condamnată la 4 ani de închisoare. Ea a fost acuzată că a răspândit bârfe și a provocat necazuri. Apropiații ei veniți la tribunal nu au fost lăsați să o vadă. Autoritățile comuniste de la Beijing au încercat să cenzureze încă din primele zile ale izbucnirii epidemiei din Wuhan toate mesajele de alertă transmise de doctori sau de oameni simpli. În schimb, presa a anunțat cu fast că epidemia a fost învinsă și au fost semnalate oficial doar puțin peste 4.000 de victime.